Sunteți liberi! Comandant, în numele meu și al colegilor mei, vă mulțumim pentru felul în care ne-ați ajutat să ne îndreptăm. Plecăm de aici cu dorința sinceră. Vă spunem deschis de a ne îndrepta și a ne îndrepta. Drum bun. Și căutați să vă găsiți și voi un rost. Să vă căutați de lucru, să vă faceți o familie, ca tot omul. Pe mine mă așteaptă Luminița. Fate om. Fate om. Eu și colegii mei am compus un cântec. Ei au versurile, eu muzica. Cântecul e dedicat celor care ne-au adus. Pe drumul cel mai bun. Bun. Dacă permite să o ascultați. Un, doi. Fă-te om, fă-te om, alungă-ți gândul neșistit. Nu uita, eu veghez și nu te iert când ai greșit. Asta e refrenul. Dar vă rog să vă imaginați muzica, muzica. Orchestra, viorile, faci primul pas necugetat și ești convins că ține, te crezi perfect acoperit, dar m-ai uitat pe mine. Ia-l. Fă-te om, fă-te om, alungă-ți gândul necinstit, nu uita, eu veghez și nu te iert când ai greșit. Îndrăznesc, dacă nu vă deranjez prea mult, poate aveți vreo cunoștință în domeniul cultural. Știți, o vorbă bună, poate ține. Poate ne dați o recomandare, o sugestie. Da. Eu aș vrea să lucrez în Onete. Un cămin, turneu. Da, eu la un bar, solist la bar și cu fluierul, când cu fluierul perfect. Bineînțeles, oficiul brațelor de muncă. Vă duceți acolo cu toată încrederea. Aveți aici recomandarea, adresa și telefonul. We'll be right back.
ți-ar spune poarta ta. Fluier. Fac de toate. Cântăreț. Uitați-vă la mine. Eu vreau să fiu instructor artistic la un ansamblu care face deplasări în străinătate, din când în când. Dar dumneavoastră n-aveți nicio calificare. Am două posturi de organizator de manifestări artistice, dar se cere diplomă. Noi ne adaptăm. Ne dați postul și pe urmă vedem noi. Ne recalificăm. E cam greu asta. Foarte. Înțelegeți că trebuie să aveți o calificare. Să vă fiu ocupat de ceva precis. Păi ne-am ocupat, tovarășe. Dă-o dracului de treabă, dumneata, ești pus aici să ne încurci pe noi, domnule. Să ne iei peste picior. Auzi, cu ce ne-am ocupat? Cu ce? Dacă vă spune cu ce ați fi în stare să mă dați la... Ghingheri. Da. La ghingheri, asta e tot ce ne puteți oferi. Halal! Păstați posturile ce pentru rude, pentru neamurile dumneavoastră. De asta a venit aici, ca să ne ajutați. Nu să le dați la ghingheri. Uite așa, mă, nici nu vă salut. Bună ziua! Haideți, mă băieți, că nu pieriți voi cu mine. Nu pierim noi, Gogule. Mi-a dat unul de acolo o recomandare. 16-63-24. Pe asta e morga. 2-4. Balaban. Ei, o să încercăm și cu asta. Gogule, eu mă duc la Luminița acasă. Vreau să găsesc familia greu încercată. Familia mai presus ca orice, Gogule. Ne vedem la fane, încurcă lume la 8. Gogu! 8 și ceva, fix. Eu sunt fan în curcă lume, mi-am făcut întâi renume. De te uiți în ochii mei, n-ai să știi cât ai să bei. Până mâine în zori de zi, cântecele-mi vei sorbi. Cântece povești și glume la nea fane. Fane! 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 Fane-ncurcă lume. Auzi? Balaban trebuie să pice din clipă în clipă. Asta poate să ne facă rost de niște posturi, Antea. La început... Ai fost... Dar nu mai boci atâta, bă, că te și plezdesc. Am ețit, am alergat. Uite, mă forțează să fiu dur. Viața e scurtă. Mă părăsi Luminița. Ia. Și de ce mă părăsi, nu știu. Simpatic, sunt băiat de viață, sunt. S-a mărit acum Bastic. Bastic de noapte, mă, unul care lasă noapte de noapte singură. Și a care nu suportă să rămână singură pentru neri. Poftim. Eu am o durere pe undeva. Da. Silanț. O să mă aștepți la infinit. Luminiță ai zburat, Luminiță. Luminiță, draga mea, m-ai uitat de tot. Și-am crezut cuvântul tău de domniță. Și acum să fiu alături nu mai pot. Tu nici nu știi prin câte am trecut. Cu sufletul rănit de atâta dor. Nu m-ai văzut. Ne răspânzându-mi la scrisori. Le-ați văzut pasele alături? Pasă, aaa, uite, dai-te, mă, că să rămână proastă hamburgi. Noroc. Sărânuinile, ați ieșit în oraș? Asta-mi place de vedere, bine. Și-am crezut cuvântul tău de domnilor. Iată-i inocent, petunecat aia. Nu mai pot, tu nici nu știi prin câte am trecut. Cu sufletul rănit de atâta dor. Nu mai văzut. Dă-le și pești, dragă, dă-le tot. Lăsai, dar nu mă știu ce crezi că le dădeam. Păi, ce vrei, cap, coadă sau lămâie? Și acum, ia lămâia. Cumplit, să aștepți iubitul tău, n-ai mai răbdat. Până la sfârșit. De ce nu? Tovarășul Balaban, vă rog să ne iertați că am început, dar v-am comandat și dumneavoastră o saramură, o serviți. M-a ținut de vorbă o persoană. Dar până vine saramura, să intrăm în problemă. Dumneavoastră, cam ce ați vrea? Păi, noi am vrea să lucrăm. Însă legal, absolut legal. Dumnealui, domnul Patraula, ar vrea să ocupe un post de prestidigitator, sub numele de Nirolini, omul în besnă, cu ceșcuțe. Vedeți, nu mai e. El nu are la spate, dar nu mai e. Gata, dragă, nu te mai chinui. Ascunde-o de tot. Iar eu aș vrea să fiu un ghid. Un simplu ghid la ONT. Se prezint în limba franceză mănăstirea Putna.
Ladies and gentlemen, meine Damen, un Herren. Un Herren? Un Herren. Aveți în față mănăstirea Pydna, opera lui Étienne Legrand, s'il vous plaît. Merge. Mamaia? Străin? Da. Merci. Dar vă previn. Trebuie să vă prezentați la un concurs. Iar comisionul nostru este de 15%. Ce? Nu e mult! De fapt și la o stație. Mă rog. Dar ne distrugeți. Știți, eu nu lucrez singur. Apele și eu la o doamnă cu influență. La doamna Simion. Am vrut să vă rugăm să transmiteți doamnei Simion că preferința noastră ar fi ca totul să se desfășoare în cadrul legal. Absolut legal? Numai. Până la angajare, doamna Simion dorește să o ajutați la niște treburi gospodărești. Știți, s-a mutat de curând și are o mulțime de cumpărături de făcut. Alergături. Dar cu plăcere! Oricând! Abia aștept! Bună dimineața, vecine! Bună dimineața! Tot... Tosnakov. Știam eu că într-o zi o să mă puneți la încercare, dacă vine nu mă merge, am mai păstit-o. E de la dumneavoastră, nu? Achiziție recentă. Dom'le, dar bine le potrivesc. Doar culoarea nu le iese peste tot. Dați-mi alta, vecine, alta. Îți trimit banii peste 5 minute. Bune. Lăsați, tovarăși, trecem mai departe. Tovarășul locotenent Vidrașcu va rezolva proveniența acestor obiecte de valoare. Cunosc cazul. Tocmai. De la magazinele centrale, în ultimele zile s-au cumpărat cantități mari de alimente de către niște indivizi care nu prea au mutre de gospodari. Și asta n-ar însemna nimic dacă n-am fi informați că alimentele sunt revândute aproape imediat la un preț cu mult mai mic. Ciudat, nu? Tovarăș locotenent Vârbulescu, te rog să rezolvi mata această enigmă. Așa. Astă noapte, pe strada Miilor 27, s-a furat o butelie de aragaz. Idem pe strada Valpurgii 78. O butelie? Asta e pentru mine, tovarăș maior. Știți că eu am 99 de butelii, 118 portmonee și 250 de căței găsiți? Nu găsiți că e cazul să ne se dea și nouă un caz? Nu înțeleg. Concepția noastră a celor la Brigada a Fapte Diverse, un caz ar însemna ceva fără căței, fără portmonee și fără butelei, tovarăș maior. Da, cred că are dreptate. S-a învârtit de sub printre borfași. Tovarăș, cine are să schimbe 100? Am eu. Poftim. Bravo, tovarăș Căptan, bravo. V-am dat 4 a 25. E, scoate 100 să vezi dacă nu cumva e... Tovarăși de la Brigada Diverse, am o rugăminte la dumneavoastră să mă ajutați într-o chestiune personală. Stați, că nu e niciun secret. Ieri după amiază, un oarecare Călinoiu, de asta e adresa lui, a achitat o datorie unui cumnat de-al meu. Cu acești bani, 300, la rândul lui, cumnatul meu a plătit un împrumut soției mele. Și eu? Asta e tot. E clar, tovarăș maior. Sarcini noi, Costele. Gata, de azi am terminat cu borfașii. Ia să miroși tu ceva să-ți crească inima de bucurie. Miros. Costel! Costele! Hai, Costele! Nu fugi, Costele, stai! Costele! Băi, Costele, stai, mă! Băi, Costele, iar unui cu reclamații! Vă rog să acționați în colaborare și să mă țineți la curent. Hei, Costel, ce s-a întâmplat? Vrei să spui ceva? Gata. Și stați liniștiți. Ne spune el. Ce-i căpșiună? Ai mai făcut ceva? Să trăiți, oraș meu. I-am dat suta somiroase și nu știu de ce a venit glonț la dumneavoastră. Măhar, palete, du-te și te culcă.
că dacă aude tovarășul capitan Panait, e jale. Hai, goar! Voiam să știu numai cu ce vă ocupați. Ce vrei să știu? Poate pot să vă ajut cu ceva. Mă auzi? Și să nu mai odi consătent. Ia uite. Treci pe partea asta. Ce vezi? Bălcescu. Bălcescu. Hă? Mai uite-te odată. Falsă, bă. Falsă? Mă rog, luați loc. Desigur, eu vă stau la dispoziție. Domnule Călinoi, dacă se poate să ne spuneți, de unde aveți banii? Da, sigur. Am vândut un tablou. Ieri la 5 l-am vândut. Cam ce sumă ați luat? 3.000. Bun. L-ați vândut unei cunoștințe? Nu. Am dat un anunț la mica publicitate. Au venit mai mulți. Până la urmă l-am dat unei doamne. O doamnă care mi-a oferit cât am cerut. Știți cum o chema? Nu. Unde locuiește? Habar nu. Măcar să ne spuneți cum arăta. Așa, nici tânără, nici bătrână. Nici înaltă, nici scundă, nici grasă. Nici slabă, da, am înțeles perfect. Bun. Cât mai aveți din cele 3.000? Vreo 1.900. Fiți amabil și aduceți încoace. Dar cum vine asta? Ce, n-aveam voie să vând tablou? Era tablou meu, cumpărat cu banii mei. Nu, 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 nu. M-ați înțeles greșit, e vorba de cu totul altceva. Fiți amabil și aduceți banii. Mă rog. Ține-l puțin. Tragi capitan. Asta-i pentru păr, mă. Ce dracu, mă. Mi se pare că nu sunteți căsătorit. Nu, văduv. În ultimele 24 de ore. A mai pătruns vreo femeie în casa dumneavoastră, în afară de cumpărătoarea tabloului? Nu, nu. Vă rog, lăsați-ne la o parte, suntem între bărbați și avem înțelegere pentru slăbiciunile noastre. Și pe urmă, nici de mirare, dumneavoastră aici singur, o prietenă, și pe urmă, sunteți în putere. Nu, nu. Da. Plutonier Căpșună? Ordonați. Proces verbal? Pentru... Da, și da. Împrejurimile. Colț cu colț? Da. Dar nu înțeleg nimic. Vă explic eu imediat. Ați vândut tabloul pe gratis. Da. Banii sunt falși. Oh. N-au nicio valoare, să vedeți. Asta e situația. Până îi prindem, rămâne să vă descurcați cu pensie. Bună ziua, domnișoară. Mai sus. Ce e mai sus? Tipul care vine mereu bea. Ce dracu de nimeni stos la mine? Noi suntem veniți în altă problemă. Suntem de la miliție. Dacă ați fi atât de bună să ne invitați o clipă, nu tu? Da, dar fără câine, că a mai intrat unul aici și am făcut erizipel. O, Costel! Vai de-i sănătos tun. Și încă o dată, bună ziua, domnișoară. Am vrea să vă punem câteva întrebări la care să răspundeți foarte exact. Întreabă. Spuneți, agrafa asta este a dumneavoastră? Da, e a mea. Deci, îl cunoașteți pe domnul Călinoi de pe strada Plopilor. În ce relații sunteți cu dânsul? Mă, dar de când a devenit Călinoi ăsta așa de important? Ce să-i fac eu dacă e nebun? Zice că dacă nu mă duc la el, se agață de grindă. Mă, nu cotrobăi. Nu cotrobăi. Tovarășul Cristolo. Păi, a, da. Ei și? Ei și? Mă duc la el. Se uită la mine un ceas, două, mă vede, cât are chef, și-mi dă drum. Ceva bani ați luat de la el? Da, ceva. Cât? 100. Vrem să vedem suta. Nu, mai am, mi-am cumpărat un furo. Domnișoară, vrem să vedem suta. Poftim. Cum îți pebiți, tovarășesc? Va cu furou în cap. M-a splictisit destul, mie somn, mie somn de pic. Gata, cum de nimeriți toți la mine? Nu, afară, numele dumitale, te rog. Te la măcuța aia că-ți place. Numărul de telefon? 51-16-21. 51-16-21? Da. Da, 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 da. Bine, bine, tovarășa. Bună ziua.
Și la revedere. Eu cred că asta face striptease la domiciliu, dar dacă nu-i prinde eu în flagrant delict, să-mi zici mie... Cum să vă zic? Ai tovarășul, Cristoloveanu. Am eu omul meu, îl bag în acțiune. Oh, asta îmi place. Și cum o cheamă? Stella. Și ce stai mai așa tolănit când îți vorbesc? Nu ți-am spus să nu mai dormi pe patul meu? Dar nu dormeam, citeam. Ți-am luat un pat, i-am luat și lui un pat. Fiecare cu patul lui. Și hai să-ți explic. Nu acolo, aici, pe patul tău. Așa. Fii atent. Tu ce faci? Te ții de coada ei. Nu scapă o clipă din ochi. Dar să nu faci pe detectivul că strici tot. Dacă observă că o urmărești, ce ești tu? Tu ești un tânăr simplu, amorezat, care vrei să o cunoști, care vrei să o distrezi, care... Înțelegi? Dar să nu încuși lucrurile că te plezesc, Carpalete. M-ai înțeles? Da. Florile astea le-ai cumpărat sau le-ai luat din vreo curte? Mă jigniți. Le-am cumpărat de la florărie, 7 lei firul. 3 lei? Da, da, mie mi le-a dat cu 7. Că i-am spus florăresei să mi le aleagă pe cele mai frumoase. Pentru o domnișoară, așa cum sunteți dumneavoastră. Și cum sunt eu? Sunt... Aveți... Sunteți așa... ca o icoană. Eu? Și așa să uit omul la icoană? Înseamnă că n-ai văzut icoană în viața ta. Ești de la țară? Da. Da, dar m-am mutat cu serviciul aici. Și acolo la voi la țară, când îți plăcea o fată, cum îi spuneai? Acolo nu mi-a plăcut niciuna, așa ca dumneavoastră. Totuși, dacă îmi plăcea vreuna cât de cât, îi spuneam că e așa ca o icoană și că aș vrea să o cunosc cât mai aproape de adevăr, știți? Cum se învață, ca să nu ne înșelăm. Aha, și vrei să mă cunoști pe mine cât mai aproape de adevăr? Mi-ai adus câteva flori și vrei să afli adevărul? Da, v-am adus și bomboane fine de ciocolată, cu pisici. Și încă ceva. Mărgele. Drăguțe, nu? Mărgele de 12 lei. Știți și dumneavoastră că gestul contează. Da, contează. Păi... Mă, și ce vrei tu? Ia spune repede ca să știu cu cine stau de vorbă. Ai fi vreun host de la care vine ziua să știu ce-i fură noaptea. Buletin ai? Da. Dacă tu ții să mă cunoști, să te cunoști și eu. Ce salariu de bazar? Am salariu. Data mie mi-a picat o moștenire, știți? Și de-aia la mine nu contează banul. Aș da oricât să vă văd fără jacheta asta, care vă ascunde talia. Mai tu ai auzit de striptease. Cât dai?
Coștiule. Ia mâna, ia mâna, ia mâna! Obraznicule, faci pe detectivul cu mine? Ce detectiv? Ieși, dar de ce așa dintr-o dată? Ieși, ieși, ieși afară! Lasă că știu eu! Doar ați văzut că... Ia-ți-le pe doamne! Nu, 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 ales pentru dumneavoastră, de ce mi-le dat mie? Uite, v-am adus și niște cercei! Ha, degetul, de ce nu vreți să... Ieși afară! Poftiți restul. ...430, poftim. Sunt falși. Au cumpărat cu bani falși. Îi putem aresta chiar acum. Nu, încă da. Tu la consignație. Îl treci pe numele tău și în cel mult două zile ai banii. Cam ce preț are? Vreo 5.000 de lei, din care ți împrumut două, da, pentru o săptămână, nu mai mult. O clipă, te rog. Bună ziua, dragii mei, intrați. Da, să știți că n-am nicio veste pentru voi. Rămâne așa cum am vorbit. Îmi telefonez, da? Da, da. Au revoir, madame. Mi s-a promis mâine la prânz și nu știu... Până mâine la prânz nu este o veșnicie. Noi am venit numai așa să vă... Stai frumos, nu e momentul. Din banii care ni-ați dat, am luat 30 de kilograme de zahăr. 45 de kilograme de făină la pungi. 80 de kilograme de ulei la sticle. Sunt la mine în garaj. Nu v-am cerut socoteala. Oricât nu, doamnă, voiam să ne cunoașteți mai bine. Pentru că la dumneavoastră sunt toate speranțele. La oficiul braților de muncă nu s-a evit nimic pentru noi, deși aveam recomandări. De la colonel? Ce, tați din gură. Când se dau probele? Ați pus o vorbă bună pentru noi? Am pus câte să mai pun. Locurile sunt asigurate. Un loc de scamator pentru domnul, unul de instructor și unul de ghid la oficiul de turism. Sigur, eu am pus o vorbă bună, da. Trebuie să vă pregătiți și dumneavoastră. Doamnă, pe cuvânt de onoare, toată ziua de ieri și toată noaptea ne-am pregătit în colectiv. Domnul Patraulea va prezenta două numere de efect, de music hall, numărul cu ouăle și cu cureaua de la pantaloni, please. Doamnă, e un număr al meu original, îl fac cântând. Besame, besame mucio, toto ti quiero. S-a spart, veritabil, doamnă. Toto ti quiero il fiore, la mia, la vita. O, cucureaua, asta nu, e. Nu, lăsați. Iar domnul Trandafir va prezenta o originală recitare în stil comic. Please. Tonino. Și-o știe toată, doamnă. Permiteți? Iar eu, ca ghid, voi prezenta România turistică în limba franceză, în original, acompaniat de muzică folclorică. Doamnelor și domnilor, monsieur, madame, aveți în față mănăstirea Pudna. De Rădăuți, on peut aller visiter a 22 de kilometri și 800 de metri. Nu știu, mai am dificultăți la cifre. Da. O monaster de omor, edifia 1530, par le logofet Todor Bubuyoc. Atâta. Anchita... Mersi, ajunge. Stați că mai am o rugăminte la dumneavoastră. Ați văzut-o pe doamna care a plecat din aur. I-a murit cineva în familie și n-are suficienți bani. A venit să-i dau eu, dar... momentan. Se poate, doamnă. Avem și noi ceva. Tu ai... De unde dă? A, dar cum vă permiteți? Așa... A, nu. În viața mea n-am împrumutat un leu.
Decât să împrumut, mai bine vând și eu ce am prin casă. Am niște obiecte moștenite de la ei mei. Ar trebui să mă duc ele la consignație, dar știți, e penibil, sunt prietenă cu o vânzătoare și o să creadă că nu mai am ce mânca. Dacă ar vrea unul dintre dumneavoastră? Eu, doamnă. Poftim. Le ducem noi. Să vă dau sigur, și niște hârtie să le împachetați. Vă rog. Și dacă tot vă reprofilați, vă rog să aveți grijă cum le vindeți. Cât? Cât? Asta care cumpără pe bani falși și le vinde pe bani buni. Nu e nici frumoasă, nici urâtă, nici înaltă, nici scundă, nici grasă, nici slabă, nici așa. Caută, domnule, în Bucureștiul ăsta mare și găsește-o dacă poți. Tovarăși capitan, dacă îmi permiteți, eu aș trece pe la fișier, poate că mai găsești ceva. Da, pot să plec. Pot să plec și eu? Plecați amândoi. Eu mă duc să dau un anunț la mica publicitate. Am o idee, știi, poate reușim să o atragem pe asta în cursă, poate o prindem. Să trăiți! Foarte greu să-i dibuim pe ăștia. Numai dacă i-am prinde cumpărând ceva. Dragi butonier, am și o idee. Cunosc pe cineva care a cumpărat aseară un tablou. Un tablou? Da, vecina mea. Am putea să-i facem o vizită așa prietenească, fără să știe tovarăș capitan. Da, e o idee bună că avem timp. E bine. Tu ce ai făcut în dimineața asta? Ai vândut ori ai cumpărat? Am cumpărat. Doamna Simion m-a trimis să cumpăr câteva tablouri anunțate la mica publicitate. După amiază o să vinzi. Da. Bagă de seamă, o să vinzi galeuri la consignație. Și nu mai tot nota mereu. Ține minte. Tu cum stai? De dimineață și până acum am vândut 700 de lozuri. A mers vestea că la mine se câștigă. Din 3 în 3 ore schimb locul. Dacă se poate și mutra. Da. Sărbuna dumneșoară, Angela. Bună ziua. Știți, v-am tot vorbit eu de tovarășul plutonier și de Costel, dânsii sunt. Am venit așa, ca prieten. Poftiți. Luați loc. Mulțumesc. Șez. Aș putea zice că vă cunosc de foarte multă vreme. Tovarășul Cristoloveanu mi-a vorbit cu foarte mult respect de dumneavoastră. Da, așa vecine se tot ai. Da, și cum ziceam, dacă mi-a vorbit atât, mi-am zis, hai să vă cunosc. E foarte frumos la dumneavoastră. Mobila asta modernă, tablourile, capete, natură moartă, sfinții pe sticlă și... Ăsta e achiziție nouă. Asta e... Da, are așa ceva... Are, are. De unde l-ați luat? De la consignația? Nu, eu nu cumpăr tablouri. N-am atâția bani. Mi le dă un văr, care e pictor. El n-are unde să le țină. Aha. Nu serviți ceva? Apă, apă. Apă că mi-a permis. Dar tovarășul plutonier, cred că ar bea un coniac. Da, mic. Coniac mic. Mic. O clipă. Dacă mi-au după dumneata toa și Cristoloveanu, nu vezi că nu corespund semnalmentele? Cum? Ailaltă nu era nici tânără, nici bătrână, nici frumoasă, nici urâtă. Asta e și frumoasă și tânără. Și atunci hai să plecăm. Cum o să pleci tot și Cristoloveanu? Și coniacul? Nu e fals, e bună. Ce? Nu sunt decât 200. Vă rog să mă scuzați, vreau să vă explic. Dar în fond, cine-i dânsul? Tovarășul plutonier. Plutonier căpșună. Știți, noi, să vedeți, noi urmărim o hoață de tablouri. Ce hoață, tovarășul Cristoloveanu? O falsificatoare de bani. Una care cumpără tablouri cu bani falși și le vinde la consignația pe bani buni. Dar nu dumneavoastră, sunteți sigur că nu dumneavoastră. Noi v-am văzut trecând pe stradă așa cu tablouul sub braț și asta a fost tot. Așa părerea ai dumneata despre mine. Nu, am greșit, tovarăș Angela. Am greșit. Vă rog să mă iertați. Tovarăș plutonier n-are nicio vină. Eu am fost cu ideea. Bravo. Frumos. Oricum serviți. Tovarășul Cristoloveanu, cred că trebuie să-l ducem undeva. Ăsta tot ce vede spune. Atunci să-l ducem în baie, nu? Se poate în baie? Da, poftim. Hai, pas. Am scăpat, gata. Să rămână noroc? Noroc. Ia uite, tovarășul capitan Panait. Tovarăș capitan. Să-i zicem bună ziua. Da,
fi drăguț. Dar bani. Nu e momentul. Dă-mi banii pe care ți-am dat. Mersi. Plătește dumneata pentru toată lumea cu banii ăștia. Bani buni. Te supăr dacă spun că m-am simțit aici, ca la mine acasă? Ba nu, îmi face plăcere. Plăcere? Asta să nu uiți. Îmi face plăcere, așa ai spus, nu? Domnișoara Angela, poate că nu mă crezi. Dar lasă că o să vorbim noi altădată. Uite, să știi că mâine ești invitata mea la concurs. Merg cu Costel la Marele Premiu, nu, tovarășul Cristoroveanu? Acum ne grăbim, merg pe acasă, mă schimb, trecem pe la stadion pentru că avem repetiție. Costel! Oh, da, Costel! Costel! Cine-i ăsta? O fi făcut baie și a intrat la apă! Tovarășul Cristoroveanu, fii serios! Ce înseamnă? Tovarășul Maior, aș avea nevoie de ajutorul tovarășii Paula. Serios? Iar? Mi se pare mie să vedeți care e planul. Am dat un anunț la mica publicitate. Pentru asta ai nevoie de tovarășa Paula? Da, aș vrea să fie soția mea pentru 2-3 zile. Și o să vă fiu pețitor. Vrem să organizăm o expoziție. Ce să mai organizați? Ce să... Tovarășul Maior, așa nu se poate lucra. Tocmai, să lămurim o dată. Doamna Simion ne-a dat niște bani. Când să achităm, ne-a dat alții. Și n-am înțeles de ce. Așa. Noi vă spunem franc, nu vrem să ne jucăm cu legea. Când am ieșit de acolo, ne-am luat un angajament. Domnule, să știți, noi nu lucrăm decât numai cu oameni de onoare. Și eu nu sunt de onoare? Păi dacă eu sunt necinstit, înseamnă că și voi care lucrați cu mine, sunteți tot așa. Nu lăsă. Și o să ne păzească același gardian, nu? Cobiți acum. Suntem cinstiți până la prostie, mă. De asta nu se lipește norocul de noi. Noroc. Sănătate. Am citit anunțul cu tablourile. Da, domnule dragă, sunt pe pereți. Asta costă cam 1000 de lei bucata. Aici avem unul care face cam 6000, iar din coace e pe traș cu 11000. Izăr nou și dincolo Lucian care face 14000. Să-mi dați voi să vă prezinți pe soția mea care... Să luăm Pătrașcu, nu? Da, da, Pătrașcu. Cât a spus că face? Petrașcu ăsta, amico? 7000, vă rog. Cum e ultimul preț, nu mai lăsați nimic? Păi, vă dau un Petrașcu. Tovarășu, vi-l dau aproape gratis, că am nevoie de bani să-mi iau mașină ca alimentări. Poftiți banii, poftiți 5, 6, 7. Nu, nu-l dau! E tabloul preferat al mamei mele! Atât am avut și eu! E zestrea mea, nu dau niciun tablou, nu dau nimic! Nu dau nimic! Nu dau nimic! Cu mine, mă, cu tremur! Doamne, dragă, dar eu nu fac nimic fără să te întreb pe tine, dragă. Stai din gură că te pleznesc. E nebună, doamne, dragă. E nebună, vă rog să nu vă spălați, vă luați banii înapoi. Dacă o nevastă e nebună, doamne, e nebună. Eu ce să fac dacă e... Ce asta? Vă bate joc? Puneți oamenii pe drumuri? Ce asta e distracție? Du-te, neva. Dacă nu vreți să vindeți... De ce ai dat anunț? Lasă, dragă, nu te enerva. Cum să las, dragă? Am să-i dau la miniție. Și tu să nu crezi să nu mă mai enervez. Domnul Scăritan, vă rog să vă iertați, dar situația era așa comică încât... Dar ce ai plutoner, căpșună? Ce te grizești așa? Suntem la teatru, la panoramă? Noi suntem niște caragioși aici, după părerea dumitale, da? Nu. Tu știi că te dăm la bârșe pe să-și păia care fac ocoș. Domnul Scăritan, vă rog să mă iertați, dar... Să știți, am o idee. Auzi.
Are o idee, dumnealui. Ia ascultă putonel, căpșună. Ideea asta, dumitale, nu se plictisește singură, frate. Taci, capitan. Ce? Cosi. Ce cosi? Ai chiude. Cosi? Au, 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 au. Știu, tovarășii colonel, am aflat, au apărut și în alte părți. Da, am notat. Ne vedem, vă raportez. Gata, tovarăș major. Convoc într-o jumătate de ore pe toți ofițerii disponibili la mine. Și după aceea mi-l aduci pe Panait. Tovarăș capitan, Panait e cu tablourile. Bine, după ce termine cu teatru, să vii de urgență la mine. Da. Să am toate datele și dosarele în legătură cu falsificatorii de bani. Am înțeles. Aveți perfectă dreptate, domnule dragă, așa m-am gândit și ultima vreme. Dar acum, indiferent de care sunt motivele, vreau să vând tot și să mă retrag, pentru că București, după părerea mea, este un infern, domnule dragă, mă cutremur. Vrem să ne luăm o casă la munte și să stăm acolo fără cărți, fără tablouri, fără ziare, nu? Pusnicii. Chiar așa, dar vreau să-mi las și barbă. Da, vă înțeleg, vă înțeleg. Atunci... Unde ați acest lucian? Da. Da. Poftim, numărați. Mulțumesc. Dumne, dragă, tu mă ești inconsitor, dumne. Am un câine, cred că am să-l apușc. Nu este de acolo să se apă ăsta. Credeți-mă, nu vă supărați, așa a făcut cu alții împărături. Dar v-a zis tot ca dumneavoastră, nu vă supărați. Atunci... Am să iau acest Dărescu. Vai, de bine, dragă, dragă, luați cavalii înapoi, nu pot, nu pot, nu repede, nu pot. Mai dragă, nu o să putem vinde niciun tablou. Trebuie să-l închideți undeva. Da, dar nu se lasă și are o foame, dragă, nu știți cât mănâncă, n-am ni la asta de câine, am să-l împuși. Nu, dragă, nu mai pot. N-am făcut nimic. Ce mai, domnule? N-am făcut nimic. Ce ce am făcut? Nu mai trebuie să fac. Lăsați-mă, domnule. Bravo, Costele! Bravo, bravo, tată! Tovarăș capitan, abia am putut să mă agit, să nu râd. Dar până la urmă, merg strună. Ce strună, plutonier, căpșună? Care strună? Numai bărbați, domnule, numai bărbați, să nebune și alta, nu înțelegi? Dar ea nici grasă și nici slabă, nici înaltă și nici scundă, nici bătrână și nici tânără și nici aia și nici aia. Unde e aia? Unde e aia, domnule? De ce n-apare aia? Spune-mi mie de ce n-apare aia. Poate că apare. Unde se apare, domnule? Unde se apare? Sună cineva, stai și gura să vedem cine e. Bună ziua. Aici sunt tablourile. Lucian, excelent. Oh, dar ce încântare! Dar cu cine am plăcerea? Cu soțul meu. Îmi pare bine. Domnul? Steriade. Steriade, îmi pare bine, dublu Steriade, îmi pare bine, dublu Steriade. Doriți să achiziționați unul din tablourile mele, unul, două sau mai multe? Eram în trecere. În trecere, toți suntem în trecere pe acest pământ, domnule, dacă... Ce vreau să vă întreb, care din tablourile mele vă suscită un interes mai accentuat, domnule Steriade? Cu... Așa ceva cu... Căpșuna! Coordonați? El. A, domnul Steriad, vă salut. Poftiți. Izer. Arată-mi banii. Tovarășe locotenent. Capitan. Dacă mă luați așa... Vrei să te iau altfel? A, nu. Venisem numai să văd. Mă trimisese o doamnă. O doamnă? Cum o cheamă? M-a rugat să nu-i spun numele. Auzi, plutonier, căpșună. Ordonați. Pe domnul Steriade l-a trimis o doamnă nici înaltă, nici scundă, nici grasă, nici slabă, nici bătrână, nici tânără, nici așa și nici așa. Și cum o cheamă, nu vrea să ne spună. Uite-te în ochii mei. Ce dragă libertate? A fi sincer. Sincer? Mi-e dragă. Tovarășe capitan. Stimată doamnă. Tovarășe plutonier. Eu tocmai voiam să... Vrei să ne ajuți? Nu v-am refuzat niciodată. N-a observat. Precis că n-a observat. Ești sigur că lucrează cu miliția? Dacă spun că l-am urmărit. Las că trec dincolo.
sărut mâinile, credeam că ați plecat. Doamnă, e o adevărată expoziție. Adică, cum să vă spun eu, sunt puține tablouri, dar de valoare. Pătrașcu, Ciucurencu, Dărescu, Doi Luchieni. Și cine le vinde? Săgi pictori străini. Le vinde un tip cam la vreo 70 de ani, Panaitescu, descendent din nu știu ce familie. A fost prieten cu pictorii. I s-a aprobat lui și lui fiisa să se stabilească în Canada la niște rude, dar n-au voie să ia tablourile. Eu zic să vă grăbiți. Da, sigur că trebuie să mă grăbesc, mai ales că domnul capitan mă așteaptă. Da. Da. Crezi că am avut dreptate? Sunt toți trei. Ne așteaptă. Trebuie să părăsim casa cât mai curând. Putem ieși pe ușa din dos? Da, ieșim pe scara de serviciu. Și să încercăm să-i dăm o lecție de vigilență domnului capitan. Soloveanu, rămâi acolo. Am înțeles, la așteptare. Cloroform. Și-au dat și cu praful, Costel nu poate mirosi, să știți. Ce fac? La așteptare. Da? O tovarășă aici, vrea să vorbească cu dumneavoastră. Da, să vin aici. Ce este? Cine sunteți dumneavoastră? Mai nimic, doamnă, suntem de la miliție, capitanul Panait. Am vrea să știm cine locuiește aici. Un domn funcționar cu o doamnă, care încă nu s-au întors din străinătate. În absența lui mai vine cineva? Nimeni, în afară de femeia de serviciu care face curățenie. Da, mulțumim, doamnă, dumneavoastră cine sunteți? Oficina de apartament. Sărbuna, doamnă, mulțumim foarte mult. Trezește-l pe ăla. A, mănăstirea Pudna. Toași, capitan, s-il vă ple. Un bilet, ce fac? Să-l încă. Mi da cântă frămiță la umbru. Mulțumim pentru tablouri. Adică? Căpșună, ai că nu e bună. Da, cu asta ce face? Lasă-l la Pudna lui. Mănăstirea Voroneț este opera lui Bubu Ioc și Patraulea. Patraulea? Trandafir. Unde e trandafir? Nu mă cunoaște că sunt un pe fatighe. Un pe fatighe? Mi-au furat tablourile, tovarăș capitan. Dar cum de ți-ai dat seama, mă? Ce ziceți, să cercetez împrejurimile? Ce împrejurim, plutonier, căpșune? Trebuie să anunțăm miliție. Au lăsat numai porcăria asta, parcă e făcută de mine. Alo, tovarășul Maior Dobrescu. Nu e acolo. Locotenentul Vidrașcu. Nu e nici el, toată lumea a plecat azi. Dar cine e acolo? Locotenent Părbulescu? Da, dă-mi-l pe el, Panait, aici. Da? Ah, tovarășul capitan Panait, vă ascult, să trăiți. Tovarășul capitan Panait, păi mă cunoaște. Și tovarășul plutonier Căpșună, sunt prietenul lor. Lasă-mă, domnule, odată să-i explic, domnule, mă așteaptă la stadion, tovarășul plutonier Căpșună. Lasă-mă, domnule, de ce m-am... Îți dau o veste bună de dimineață. M-au prădat, mă. Da, mi-au luat tot. Unde, la dumneavoastră, acasă? Nu acasă, dragă, nu acasă, da, mi-au furat tablourile. M-au distrus, da. Vrei să mă ajuți? Da, sigur, sigur. La dispoziția dumneavoastră, oricând. Te rog, ajută-mă că tu cunoști pe ăștia, știi, și poate îi prindem. Dacă îi prindem, îi mănânc cu fulgi cu tot, să știi. A, tovarășe capitan, am aici pe unul Haralambie Harpalete. Zice că vă cunoaște. Da, n-are nici buletin și trebuie să-l recunoască cineva. Da, auzi? Căpșună, auzi că Carcalete Salto... Harpalete. Harpalete? Harpalete. A fost prins fără niște bani de la cec. Nu se poate, tovarășe capitan. Eu am spus de niște falsificatori, probabil că a vrut să colaboreze. Da, dă-i drumul. Ăsta e un tălâm care vrea să facă miliția. Absolut, da, sigur. Da. Spune-i să lase, că nu-i chiar așa de bine miliție cum crede el. Bine, o să-i spun, auzi, Căpșună? Poranați. Parpalete sau tot trebuie recunoscut mai. Am înțeles, să trăiți. Mulțumesc. Tovarășe capitan, cred că e timpul să plecăm. Duceți-vă, părăsiți-mă cu toții. Eu nu vă părăsesc, tovarășe capitan. Atunci nu vă părăsesc nici. Știi ce, mă, băieți, hai să mergem pe stadion. Poate de la echipa de ordine, poate la arhivă, sau poate la fanfară, parcă vă văd pe voi la țuc trombon, iar pe mine la toba mare.
Trecea fanfara în strada mare, în frunte cu un sergent major și capitanul toba mare, o tot bătea, bătea de zor, ta 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 pa 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 pa. Hai bă, că l-am înnebunit, las că-i prindem noi. Hai. Ia să întoarcem noi puțin foaia. Ridică-te! Ce-ai furat? N-am furat nimic, domnule. Atunci ce-ai făcut? N-am făcut nimic. Dar ce cauți aici? Păi nici eu nu știu. Citesc în ochii tăi că ai furat. Zi! N-am furat. Dar ce grad ai dumneata, domnule? Dar de ce mă întreb? Pentru că ești mai al dracu decât un capitan. Lasă vorba și dă-i drumul! Zi! Păi ce să zic? Adică... vreau să spun că eram la magazinul București. Așa, uite-te în ochii mei, zi. Și la un moment dat am văzut un tip, așa, ca dumnealui. Ridică-te! Așa? Și am văzut că duce mâna la buzunar. Du mâna la buzunar? Așa? Nu acolo, aici. Acolo. Și m-am apropiat de el. Așa? Minți! Cum acolo, la spate. N-aveai cum. N-aveai cum. Da, la spate. Ai văzut? Și m-am apropiat de el. Așa? Și am luat bani. Bani. Hai! Stați puțin, că a început să mărturisească. Dânsu-i hoțul. Tu! Eu? Ce să mărturisească, mă? De asta te-am arestat, să faci anchetă, ești da, da, dar e în interesul dumneavoastră. Lasă interesele noastre, du-te acasă, ești liber. Ia uite la el, dar cine va acasă? Stai, domnule, 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 stai, mulțumesc. Dacă mai stăteam două minute, aflam ce l-ați aflat dumneavoastră în două săptămâni. Numai nu mai două minute, ați culmea, știi? De ce? După ce că te-ai făcut de râsul miliției și m-ai făcut și pe mine că mi-am pus obrazul în joc pentru tine, acum faci pe grozavă, mă? Haralambie, bani nu mai ai, fără buletin ai rămas, că ai ieșit din vorba mea, ai vrut să faci pe detectivul și a bătut aia joc de tine, noroc am arestat-o. Stați să vă explic. Ce să mai explice, clar? Nu ești bun de miliția. Îmi pare foarte rău. Ce să fac, ai să pleci la noi la Nocșoara? Te faci brigadier silvic, ai să prinzi vulpi, coțofene, alte animale acolo. Dar mai am o ultimă dorință. Care? Să bat și eu din palme după masă pe stadion, când luați dumneavoastră premiul întâi. Exerciții de dresaj și aplicații executate de milițieni cu câini de serviciu. Săritura peste obstacole cu arma în gură. Mănăstirea Putna. Paolo, m-am tâmpit. Băieți, un doctor. Un doctor, dacă aș ști ce am pățit, mă duc la bufet să iau o răcoritoare, o ceva de băut, de un stemul și un doctor. Ah, Costele, ah, doctor. Costele! Hai, Costele! Hai, Costele! Hai, Costele! Bravo, Costel! Bravo, Costel! Dragă, că m-ați înnebunit cu Costel. Al treilea din partea asta din stânga. Ați văzut cum a sărit peste obstacole, cu o săritură eu. Ăsta-i Costel. Uitasem, pur și simplu uitasem să vă spun. De asta am venit aici. Să vă spun că noi toți am căzut victime doamnei Simion. A profitat de buna noastră credință și ne-a trimis să-i vindem obiectele la consignația. Să trăiți, tovarăși capitan, să trăiți. Iau un Pepsi. Nu, după. Bravo, mă. Felicitări. Mulțumesc. Te văd în finală. Asta aștept, praful îi facem, nu, Costel? Ia spune-mi cine e. Aceea din stânga tovarășului Cristoloveanu. Vedeți? O rochiță roșie. Uite. Ai binecuvântarea mea. Mulțumesc. Urmărirea infractorilor înarmați.
Fericită. Mulțumesc. Felicitări, la urmărit. Da, prietena mea, domnișoara Valerica. Domnișoara Valerica. Mă rog, tovarășu. Costel, ușor. Te așteptam. E a ta? Da, e a mea. De unde o ai? Am câștigat-o la Loz în plic. Tovarășul plutonier Căpșună, cu câinele Costel, este invitat de urgență la start. Toași capitan, mă strigă. Pierd concursul. Și ce dacă pierzi concursul? Ce haz ar mai avea concursul dacă nu le-am pierde? Ia hai, frate, Parpalete, să mai jucăm noi odată la Loz în plic, eh? Dacă prindem un infractor adevărat, poate e marele premiu. Mai să încercăm. Tovarășul plutonier Căpșună, cu câinele Costel, este invitat la start. Pardon. De unde aveți lozurile? De la agenția noastră. De la agenția statului, niciun caz. Actele dumitale. O să primiți toate explicațiile mai târziu. Poftiți. Dar de ce, domnule? Ia-l. Hai. Dar ce am făcut, domnule? Hai, domnule, că nu mai avem timp de pierdut. Se uită și lumea la noi. Mergeți cu noi, dați o declarație și veniți imediat. Bine, domnule, merg. N-aveți nicio teamă, sunteți în mâini bune. Costel, să fiți de râs cu Costel al vostru. Uite pentru ce mi-am pierdut eu ziua. Vă cer iertare, dar nu pricep ce s-a întâmplat. Poate ai priceput vreodată ceva. Uite ce e, să nu vă mai țineți de coada noastră. Am plecat. La revedere. Pace, vacate. Alte flori, altă distracție, alte bomboane și nu mai am niciun bani. Propun să deschidem un cabinet de masaj cu plată. Cabinet particular. E voie. Gogule, gogule, cu ăsta iar ajungem acolo. A intrat om normal, s-a întors cu idei. Termină-mă de masaj. Am stabilit că prima noastră problemă este să ne însurăm și la asta rămânem. După ele. Mâinile sus! Nu mișcă nimeni! Brigada diversă rezolvă cazul femeii fără semnalmente. Pot lăsa mâinile jos, dragi capitan? Luați-i. Lasă că-ți povestesc eu mâine unde ai greșit dumneata, unde au greșit ei și unde am avut eu noroc. Dragi capitan, nu fi supărat, domnule, toate s-au terminat cu happy end. I-am găsit pe falsificatori, am găsit tablourile. Apropo de tablouri, ia uite-te dacă sunt toate noi indicațiuri cu muzeul. Care va să zică? Avem un Lucian, avem un Patrașcu, avem un Izăr, toate sunt la locul lor, doamnă dragă. Nu m-am așteptat la figura asta din partea ermitale, mă cutremur. Bravo, domnule, știi că ai talent? Lăsați. Fac o surpriză plăcută, garoafe. Sărut mâna. Ești sigur că n-ai greșit adresa? Nu, 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 am venit la sigur. Am vrut să vi le ofer aseară, dar ați plecat foarte repede. Era târziu, dar să știi că eu nu locuiesc aici. Sunt la o prietenă în vizită. Ești sigur că n-ai greșit? Da, sunt sigur că am fost în spatele dumneavoastră la doi pași. Nu m-ați observat. E drept că v-ați înscris la o croazieră pe Marea Neagră? Pe Marea Neagră și pe Marea Mediterană. Facem două mări deodată. Două mări? N-aveți rău de mare, adică mal de mer. Vii și dumneata? Nu, nu, nu pot să vin, pentru că n-am primit încă onorariu. Ce onorariu? E un onorariu care nu pot să vă spun de aici. Dar dacă m-ați primit pentru două minute în casă, o să-mi iasă cam pentru trei croaziere. Trei croaziere? E. Hai, vino, vino, dar să nu stai mult. Nu, plecând îmi spui. Fuguța, fuguța. Frumoasă, ce gene, ce sprinci, ce urechiușe are. Ce surâs cald are, ce zâmbet sincer. Hai, semn rău. Nu copii, blondă. Așa cum mi-am dorit în viața mea. Parcă e făcută pentru mine. Asta nu e blondă, e vopsită, măi. Cum vopsită, mă, ce? Păpușică, vreau să mă ia cu ea în croazieră, pe Marea Neagră și pe Marea Mediterană. Facem două mări deodată și pe urmă alte două. Și pe urmă un ocean, două oceane. Și eu n-am niciun sfanț. Și mâine la prânz ăștia închid. Închid înscrierile. Vorbim cu Gogu. Și unde să scoată Gogu bani? Închiriază o mașină, două mașini. Mă, ție tot la mașini, ție gândul, mă.
Bă, tu ai intrat acolo un om serios și ai ieșit cu nărafuri. Să știi că am să te spun lui Gogu. Asta e o chestie de inimă pe care... Știu. De-aia n-ai să mă crezi niciodată. Un ocean, două oceane... Pardon. Noroc. Tovarăși capitan, dacă îmi permiteți, de ce le zice Asociația Tinerilor Văduve dacă sunt bărbați? Fă-mi plăcerea și întreabă-i personal. I-aș întreba eu, da. Dragi capitan, nu vă supărați că vă mărturisesc ceva. Eu mă simțeam mai bine printre borfașii noștri. Mă obișnuisem cu ei, ei se obișnuiseră cu mine. Uite, erau și trei din pușcărie și mi-au trimis flori. M-au întrebat de adresa dumneavoastră, dar nu le-am dat-o. De ce nu le-ai dat-o? Ce erau să-mi facă? Îmi sfârșeau geamurile și gata. Căpșuna unde-i? S-a dus să-l aducă pe Costel. Pe ce faceți? N-ați plecat? Dacă îmi permiteți, doar și maior. De unde să plecăm? Păi asta e singura care o avem. Da, dar cum să le recunoaștem după... V-am dat și alte materiale. Dosarul l-ați citit? Din scoarță în scoarță. Nimic, nimic, nimic? Nimic, doar și maior. Doar și maior. Da. Dacă îmi permiteți, în legătură cu... văduvele astea dumneavoastră, cam ce părere ați avea? Adică... Asta e singura voastră nedumerire? Bine, stăm. Am impresia că nu vă simțiți bine. Nu, nu mă simt bine deloc, dar lăsați-mă. N-am cu ce să mă duc în oraș, nici la cine. Vă pot conduce eu cu mașină. Vă rog. Aici. Dacă nu o găsesc pe Margareta, trebuie să mă întorc în noaptea asta acasă. Dar cu ce să mă întorc dacă n-am nici bani de tren? Oh, banii nu sunt o problemă. Ce vrei să spui? Dacă ai vreo intenție, să știi că pierzi timpul de pomană. Cum doriți, dar eu nu vreau decât să vă ajut. Mergem la mine pentru 10 minute și telefonați de acolo. Ce o să spună soția dumitale? Soția mea a plecat acum 20 de minute la niște rude în provincie. Și dacă o să afle că ați fost la mine, o să-i explic. Doar nu suntem sălbatici, nu? Mergem? Margareta. Margareta, nu-mi vine să cred. Te caut de 3 ore. Sunt disperată, tu, da? Mi-au furat toți banii în tren. N-a mai rămas decât cu o monedă de 25. M-a onorat cu domnul Vornicescu. Vornicescu, da, da. El m-a luat din gară. Acum sunt la el să mă liniștesc puțin și să dau un telefon. Da, da, m-a mai liniștit. Are o casă foarte drăguță. Cu tablouri și obiecte de artă. Da, da, tu, vino, vino repede să mă iei. Strada? Domnul Vornicescu? O clipă. Domnul Vornicescu, ce adresă aveți? Salcâmilor 33. Alo? Salcâmilor 33, la parter. Te pup, pa. Vă rog. Mulțumesc. În 5 minute trebuie să plec. Vine Margareta să mă ia, pentru că eu sunt atât de zăpăcită, încât îmi imaginez că nu mă pot descurca singură în București. București e un oraș îngrozitor, nu vi se pare? M-am obișnuit. Mi-am imaginat de la început că mă confunz. Ți-a plecat nevasta în provincie. Ce ți-ai zis? O văduvă? În seara asta cu mine, mâine valea? Am eu mutră de excroc sentimental. A, nu excroc sentimental. Un bărbat care este ținut ca mulțu papuc și vrea și el odată să o ia rasta. Bine, Margareta. Va veni un camion. Bine, bine. Am să trimit. Strada Salcâmilor, numărul 33. Vă rog să luați loc. Vă rog. Poftiți. Vă rog. Stați. Ți-am spus că nu vreau să te mai văd în negru. Cu mine nu mergi pe stradă în halul ăsta. I-a murit soțul de 2 luni și ea încă mai poartă doliu. Hai să te tâmpești, draga mea. Trebuia să mă îmbrac în negru ca să nu mă agațe golanii din București. E golan. A, nu. Nu-i vorba de dumneata.
Dumneata, ești un om cum se cade. Sper. Și pe urmă, ce o să spună micuța, fetița care a venit și să se distreze? Da. Noi am venit pregătite pentru bar. Tu ce faci? La bar? Perfect. Ai de gând să ne însoțești? O, ar fi foarte bine, fiindcă în București femeile n-au nicio apărare. Eu nu sunt pregătită pentru bar și alte distracții. Îți dau șalul meu, dragă, e foarte frumos colorat. Mie nu o să-mi fie fric și așa o să mă încălzesc la dans, nu? Totuși, barurile se deschid mai târziu. N-ați vrea să mergem întâi la o grădină? Unde preferați? Unde? La Fiscăruș, la Bucordei? A, undeva într-un loc mai retras. La Bucur. Da, bine. În două minute m-am schimbat și sunt al dumneavoastră. Acomodați-vă, vă rog. Ai, de drăguț. Am trei văduvioare, mă, o nebunie, auzi? Și-o puștea încă blondă care vrea să danseze. Lasă-mă prostiile, ochi albaștri, ce? Au și ochi albaștri și ochi negri, da? Foarte bine. Cheile și tu, fereastra. Da, mă, sunt patru, lăsați prostiile. Mă, peste o jumătate de oră să fiți la Bucur, gata. Nu mai e nevoie de cheie, am deschis eu fereastra. Din grădină se poate ajunge foarte ușor pe balcon. Ingrid, vină încoa. Am văzut și eu balconul. Stai jos. Care vrea să zic că v-au mutat cu camionul în liniște. Cam câte ore ați lipsit de acasă? Vreau 5 sau 6, am fost la barul Melodii. Cu cine? Am scris în declarație, cu niște prieteni. Și cum ai cine? Soția mea a plecat ieri seară. Bine, bine, dar cum le cheamă pe Dude? Asta n-are nicio importanță. Când am plecat de aici, am închis cu mâna mea. Cheia a fost toată vremea la mine. Vă rog să nu le amestecați în afacerea asta. Chiar vă rog să nu pomeniți că au fost aici. Împrejurimile? Nimic, tovarăși capitan, au dat cu praful. Costel nu miroase nicio urmă. Asta am constatat și eu. Tovarășe capitan, dumneavoastră sunteți foarte liniștit în timp ce mie mi-au furat toți banii. Toate hainele, mobilă în valoare de 10.000 de lei, obiecte de artă. Să știți că dacă va fi nevoie, mă voi duce până la generalul... Care? Nu v-am chemat aici ca să mă luați peste picior. Văd că dumneavoastră ne luați pe noi, nu vă dați seama. Au lucrat fin, cu foarte multă pricepere, fapt pentru care nu-mi rămâne decât să-i apreciez. V-au mutat cu camionul în timp ce dumneavoastră dansați la barul Melodii. Și ce e cu asta? Dumneavoastră refuzați să ne dați orice fel de indicii. Cum arată, cum le cheamă, unde le-ați cunoscut? V-am mai explicat, însă n-au niciun amestec și nici nu permit. Trebuie să înțelegeți că am și eu anumită răspundere și nu este în obiceiul meu să agăți femei pe stradă. Așa, un anumit prestigiu, nu? Înseamnă că aveți foarte mulți bani și vă puteți cumpăra alte haine, alte mobile. Regret sincer pentru dumneavoastră. Sincer. Dragi căptanul Nastore. E de la haina mea. Vi las mulți? Să știți că am să mă plâng superiorilor dumneavoastră. O, poftiți-e dreptul dumneavoastră. Dacă aveți de gând să mă săcăiți cu întrebări indiscrete, pot să-mi retrag reclamația. Dacă miliția noastră nu e în stare să... Poftim. Dumnealor au venit la mine ca să ridice din numeri. Atâta putem și noi doar, mă. Ce puteam să fac altceva dacă noi ați ajutat? Cum îl cheamă pe prietenul dumneavoastră care v-a însoțit? Mă rog, Temelie, Mihai Temelie. Unde lucrează? Cu mine, la CSMF. Funcționar, inginer? Adjunct. Primul meu adjunct. A, v-a să zic că dumneavoastră sunteți director și dumnealui director adjunct. Prim. Prim. Să fii imediat invitat aici. Nu. Nu. De altfel e plecat într-o călătorie în Cehoslovacia. Se întoarce peste 2 săptămâni. Și tovarășele care v-au însoțit, cine sunt? V-am rugat să nu insistați. Am o funcție, nu? Am o soție. Renunț la cercetări. Da, dar nu renunțăm noi. Vă rog să ne spuneți numele tovarășelor. Nu pot, nu... Sunt, ca să zic așa, soțiile unor prieteni de-ai mei. Superiorii dumneavoastră sau subalternii? Vă interesic să insinuați. Bună ziua. Bună ziua.
Toașa mea, pentru că tinerele vedove lucrează și noaptea și ziua, vă propun să fie supravegheate camioanele și furgonetele care transportă mobile vechi. Urmărește-l pe ăla. Lasă-i pe ăștia, că ăștia sunt oameni cum se cade. Salut, ce faci? Ai noroc, bună ziua. Ți-ai luat și tu zi liberă azi? Oarecum, am ieșit cu băieți așa ca măi, să... dacă n-aveți treabă, puneți și voi mâna, vă rog. Până la etajul 4, n-am oameni la ora asta. Dai o țuică? Dau, mi-a adus bătrânul 3 sticle. Hai la lucru, băieți, să nu ne pierdem vremea de pomană. Puneți mâna pe mobilă. Patru. Dați-o pe aia mea. Așa, ușor, ușor. Prindeți-o. Dă-i și lui Costel să ducă ceva, să muncească toată lumea, nu numai noi. Jos. Lasă. Așa, Costele... Am o treabă și lui Costele. Costele la treabă. Ia-o, ia-o, Costele. Hai, pas, etajul 4. Bravo, Costele, bravo. Avocaților, înainte. Hai, încet, încet. Stai. Să nu ce aveți, mă, ce aveți? Ușor. Ce aveți, ține direcția, calul meu. Acum. Așa. Tu dă-mi căpșune. Acum. Fii atent, hai, ne lovim, ne lovim. Dă-te, domnule, înapoi, domnule. Așa. Acum. Auziți, tovarăși plutonier? Dacă mai mutăm vreo trei până diseară, tovarăși capitanul o să ne propună pentru avansare, că am auzit că se fac avanse. Când ai auzit? Azi dimineață vorbea tovarăși maior cu tovarăși capitan, despre lumea asta. De mine? Da. Ce vorbeau, de bine? De bine. Hai, nu-i zău, serios? Serios? O, uite și pe arpalete. Slavă Domnului că am scăpat de-o pacu. Consătenă dumneavoastră. Să nu mai aude consătent, tovarăși Grisorogan. Uite că se mută. Bravo lui. Stai. Tovarășul Plutonier! Tovarășul Plutonier! Am găsit un post de portar la barul Melodii. Mi-au dat și locuință, dar... mi-ar trebui o pilă și mie, că e provizoriu. Și m-am gândit la dumneavoastră. Ce, mă, ce sunt eu? Păi nu suntem consătene amândoi? Să rămână, vi le aduc eu mâine. Să rămână, să rămână. Gugule, m-a costat o avere. Peste 3.000 de lei. Pune-le acolo. Nu, nu, dincolo, să se vadă de la intrare. Unde l-ai lăsat pe trandafir? Paolo are el o relație la o doamnă care primește pachete din străinătate. Și că vrea să-și ia niște batiste. Ale noastre din magazine nu-i plac. Îl zgârie. Ai grijă de ăsta, Gogule, că-i grav. Îți jur că-i grav. Ăsta el vrea să ajungă în partea aia, știi? S-a obișnuit acolo. Ți-a spus să nu-l lași de mână. Păi ce să-i fac dacă alunecă n-are aderență? Hai cu tine. Gogule! Firele eu așa. Gogule, mie mi-a scăpat. Sănătate. Auzi? După sandvișuri. Și tu? Da. După sifoane. Imediat. Sigur. Da. Hai. Auzi? Dă-mi pauză. Nu mă duc, nu beau sifon. Nu mai fac absolut nimic. Tai lemne, tai pâine, scuturi, preșurile, dar nu mă duc după sifoane. Uite. Și ce ne vreți să le facă? Sunt tot o apă. Să angajez oameni pentru asta? Să le fac eu? Numai eu mă însor? Ne certăm ca prăștii. N-au să muncească ele toată viața? De ce ne însurăm? De florile mărului? Mă, băieți, știi ce mă gândeam? Să-l invităm și pe tovarășul capitan Panait. Să vadă că suntem pe făgașul cel bun. Și directorul închisorii, și doi gardieni, și sectoristul, și mână lungă. Să fim mai intim. Mă, n-au loc la masă. Și pe urmă ce facem? Ne logodim sau ce dracu facem aici? Gata. M-ai convins. Cu alte cuvinte, la sifoane. Bun. Locule, la bucătărie. Să nu spargi ceva, că suntem împrumut. Te rog. Mă știi? Mâncăm din palmă și o să bem odicolon. Cum stați cu camioanele? Avem trei, al patrulea e defect. Să le repare cum ori știi, într-un sfert de oră. Am înțeles.
altul. Știți, am cerut îngăduință, domnul Sachelari. Am și certificat medical. Nu pot să lucrez 2-3 săptămâni. Da, 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 ai dreptate, drăguță. Cazul dumitale s-a discutat ieri în ședință. Treci în camera de alături. Altul. Dați-mi și pentru colegele mele, vă rog. Nu se poate. Am delegații, domnule Sachelarie. Ah, asta e altceva. Păi... Luna asta ați lucrat foarte bine. Șeful a hotărât să vă majoreze partea voastră cu 20%. Și de ce spui așa, de parcă nu merităm? Aveți grijă ce faceți de seară. Las pe noi. Cum merge, amic? Merge. Bună, bună. Da? Tu ce mai vrei, mă, urâtule? Hai, iau bani, semnați, tot ce mai vrei. Domnul Sachelari, m-a filat miliția. Ce urmezi? Au venit de vreo 3 ori pe acasă. Uh-huh. Au început să-mi trebuie și vecinii. Acum, dacă mă înhață... Mă, corcoduși. Mă, de câte ori să-ți spun, ți-am explicat de 1000 de ori, chiar eu. Asociația tinerilor văduve acordă asistență materială, medical, juridic, despăgubiri, etc., etc. Bă, tu nu trebuie să te temi de nimic, băi, clar, doar de mânia asociației. Știu eu, domnule Sachelari, dar vedeți, am și eu copii și eu nu am făcut altceva decât am încărcat și am descărcat. Și pentru treaba asta acum să mă bage... Mă, nu mă enerva, mă. Mă, tu vrei bătaie, mă? Mă, dacă te arestează, te scoatem noi, e clar? Ori despăgubim pe păgubașul, ori tocmim un avocat. În orice caz, cât stai acolo, leafa îți merge, mă, n-ai treabă. Hai că arăt. Am înțeles. Altul la rând. Hai, dragă! Hai să te ajut! Nu, 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 lasă că servesc eu. E drăguț. Voi trăiți azi un moment mare, distrați-vă. Dar ce cu Agripina? La coafer, dragă, de ce nu înțelegeți odată? Unde e Agripina, unde e Margareta, unde e Amalia? Voi, ce știți voi? Află că stăm 4-5 ore la coafer, așa, numai pentru plăcerea voastră. Și voi nici nu băgați. Mă scuzați, nu? Să rămână! Hai, dragă! Te rog! Bine că ai venit, dragă, că aveam o... Ia loc! Haide, dragă, odată, că la 12 mergem la bar, pentru că începe program. Na, 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 spulbere-ți ideile astea că nu mă duc la bar. E înghesuială, plictiseală, bățâială, pletoșia mie nu-mi place. Fum, fum mult, mult. Câtă orchestra tare, e incomod, nu e intim. Ah, să fie înghesuială, să fie fum, să fie pitul și de toate. Ah, să rupă rochea orice, numai să mergem la bar. Cine nu vine cu noi, îi privești. Sigur, doamne, mergem la bar. Credeam că o să vă plac aici. Îmi place în casa mea, dar de dansat vreau să dansez la bar. Bravo, bravo, mergem la bar, mergem la bar. Hai să vezi. Bravo. Mergem. Ce apartament grozav. Da. Dar tu, când o să ai un apartament ca ăsta? Am în perspectivă. Am și aranjat cu o doamnă la șosea să fac un schimb, vis-a-vis de statuie. Un apartament foarte drăguț, i-a plăcut la mine. Vreau să fac câteva modificări, să, cu pomi, cu fântână arteziană, cu... Vreau să dărâm. De ce? Dacă a vorbit cu o doamnă, e sigur. Dacă vorbea cu un bărbat, era altceva. Era nimic. Noroc! Noroc, fericire! Și tot ce vă doriți. Noroc! Ce? Tranzistorul. Care? Ce tranzistor, dragă? Tranzistorul nostru. Japonez. Care, mă? Patraulea. Unde l-ai pus? Nu știu, de mine, am umblat cu el. Era aici, pe... Sicur. Era. Dragă, vino-ți în fire, că dacă nu-ți vii, plec pe loc. Doar noi fi crezând că ți l-am șparlit noi. Are dreptate, mă. Ce zici? Caută-l, dragă, pe sub baza, pe unde l-ai uitat. Sigur. Sau lasă-l pe mâine, că-l venești seara, nu? Bine, îl las pe mâine. Luați, mâncați. Să ne trăiască, logodnicele. Să trăiești, să trăiești. Să trăim și noi, să ne trăiască și Tonița. Tonița, cuiu? Mi-a luat tablou. Tonița, tablou, era aici. Original, japonez, mă la tranzitie. Ce tablou, dragă? Ăsta al tău e nebun. Eu plec. Ce are, dragă? Are draci. Nu știu ce are, dar lasă că nu-mi văd eu minte. Gogule, dacă îmi strici seara asta, nu mai dai ochii cu mine. Sigur. Las pe mâine. Sigur, mai da. Lasă, băi, băuși. Nu înțeleg. Las pe mâine. Tranzistorul. Dormeam.
Au intrat peste mine azi, toate mi-au dat în cap și poftim. Și miliția, ai anunțat miliția? Am anunțat niște încurcă lume. Și cu Dumitrașcu ai vorbit? Nu. Mă duc să-l anunț. Nu, nu, te rog, lasă-mă, bine dimineața. Mă duc chiar acum la el, lasă-mă. Haide, dragă, haide, mai repede. Să știți că eu nu vreau să merg decât la melodie. Da, 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 da. Lasă-o, nu mai chinui. Să vă spun una bună. Mă știți pe aia cu Pipilica? Vă să zic așa, ajunsei și ziua asta să dau de urma hoților că l-au jefuit pe Gogu Seriade. Gogu, amicul meu Gogu, a fost jefuit azi noapte în timp ce chefuia la barul Melodii împreună cu patrulele și trandafir. La Melodii bar. Tărșmaior, puteți să mă sancționați la arhivă dacă doriți, dar eu de cazul ăsta nu mă ocup. El cere să te ocup de cazul ăsta. Uite, spune că are încredere. Poți să înșeli încrederea? Gogu cere să-l servesc prompt și conștiincios. Capitanul Palait face drept și rezolvă cazul. Aveți una tine, Vragic? Dați-ne drumul. Ia. Domnii, ce doresc? A intrat o tovarășe aici, soția dumneavoastră. Cine sunteți și cu ce drept vă interesați? Suntem doi cetățeni, domnule. Doi cetățeni. Dar tovarășa care a intrat aici e o hoață. A fost aseară cu noi. Am anunțat și miliția. S-a dus un prieten să o anunțe. S-a dus un prieten? Da. Bine, intrat să vedem. Ia mâna, ia mâna, ia mâna. A, uite-o, uite-o, hoața. Da. Ia mâna, băia, asta e. Fii calm. Luați loc, vă rog. Zi așa, s-a dus un prieten. Ascultați ce vă spun. Aici n-a intrat nicio femeie. Numai voi doi ați fost. Numai noi? Hei, dai. Vreau să tăceți. Și mai vreau să știu cât costă tăcerea voastră. Deliberați. Aveți 3 minute pentru asta. Vă dau și lucrurile înapoi. 10.000. Tați-mă. Măcar câte 5.000 de fiecare. În total 15.000. Cu o condiție să nu fie falși. 15.000? Buni! Semnează de primire. Și să știi că noi nu lucrăm niciodată în pierdere. Vă mai dau 5.000. Ah, vă salut. Ce mai faceți? Bine. Să stăm de vorbă ca doi vechi prieteni. Te-am chemat pentru că tu lucrezi la bar și avem nevoie de... Pe asta le cunoști? Da. Deci au fost aseară la bar? Da. Perfect. Cu cine au fost? Îți mai aduci aminte? Cu 3 bărbați. Da, 3, da? Da. Să trăiți! Să trăiți, tovarăși capitan! Cer scuze, dar am trecut prin mari, prin foarte mari emoții. Am vrut să vă deranjez. Deranjează-mă, domnule, deranjează-mă. Nu mai e nevoie. S-a lămurit. Vecinii, știți? Am cumpărat niște mobile de la vecini și azi dimineața au venit în lipsa mea și au luat-o. Așa că nu mai e nevoie. Nu vă mai deranjați. Da, mi-ai stricat toate rosturile, eu nu mai am ce face azi. Trebuie să îngășesc și eu pâinea într-un fel. Da. Nu pot, nu pot să te lași fui de scroșe, să vedem ce cu vecinii aia, să dai buzna așa în casă, măi, bani, domnule. Nu, mi-ar de una. Eu am fost întotdeauna în bune relații cu vecinii. Da, dacă dacă vine miliția acasă, eu ce fac? Vă rog foarte, tovarăș capitan. Da, gândește-și meta dacă sunt bani. Tovarăș capitan, eu am fost acolo și n-aș vrea să devin iar un tip suspect. Vă rog foarte mult, nu insista, nu luați mașina, vă rog foarte mult. Juma. Una ție, una mie. Două ție, una, două mie. Trei ție, una, două, trei mie. Patru ție, una, două, stai. Nu vrei să încercăm și invers? De unde ai învățat împărțirea asta? Stai așa, mai întâi să vedem ce facem cu ei. 600 costumul, 210 pantofi și cumpăr și un frigider. Ce ții în frigider? Nu țin nimic, am auzit că se scumpesc. Îl cumpăr acum mai ieftin și îl vând cu mai mult. Juma, ban. Dau framul, iau banul. Dacă vrei să bagi banii ceva, bagi în obiecte de valoare, în timbre, cap de bou. Nu, nu fac nicio aluzie. Ne-a promis cineva o colecție.
Bine, mă. Stai, stai, capitan. Să trăi. Tovarăș. Ce poate fi mai plăcut decât să intri în casa unor vechi prieteni? Da, da. Cam gol, cam gol. Tocmai vă căutam ca să ne spuneți dacă sunt valabili. Da, după cele petrecute în ultima vreme, nici de bani nu poți fi sigur. Da, mai aveți? Da, nu, 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 aceștia sunt ceea ce se vede. Puțin, ce-am adunat, niște datorii. Valabil, cheamă și vecinii. Da. Nu mai e cazul. De fapt, cred că nici nu sunt acasă. Da? Mă băiez, mă. Banii de unde aveți? Cum ați făcut, mă, voi rost în două, trei zile de bănuții ăștia? O lovitură ceva? Ah. Așa e că s-a spart un safe azi noapte. Mi se pare mie că voi... Tovarășe, capitan! Liniște! Dacă o luați așa, nu mai scăpăm de bănuială toată viața. Ia scoate, matale, ce ai prin buzunare. Asta e tot ce am. Da, și restul? Se fereau 70.000 de lei. Care 70? Care safe? Tovarășe, capitan. Banii. De unde aveți banii? Banii, da. Am vândut de pe aici, de pe dincolo și ca să nu afle mama, o bătrână bolnavă nu locuiește aici. Am anunțat la miliție că ne-au furat hoții. Știți, dacă n-am găsit servici, tovarășe, capitan, trebuia să scot și eu un ban. Și... Pe Corcodușul ăsta-l cunosc, îi mai zice și gălbează. În declarația lui vorbește despre niște femei, dar nu de ce o adresă, absolut nimic. Știu, dar a fost arestat acum 3 ore. O să mai anchetăm și mâine, o să spui mai multe despre ele. Eu te-am chemat să știi în principiu cu cine avem de-a face. Ăsta ar fi un fir de urmărit. Ținte de el. Dacă nu sunt deplasat, am impresia că nu vă simțiți bine, că sunteți foarte tristă și aș vrea să vă ajut. Soția mea, tocmai am condus-o la gară și... Domnule, dar v-am cerut să mă ajutați? A, nu, nu. Credeam că ați sosit din provincie și aveți nevoie de... Și ce dacă am sosit din provincie? E de ajuns să fi sosit de 2 minute ca să-ți faci o impresie despre bucureșteni. Știți cumva unde vine strada Mimozelor? Am o prietenă acolo care nu răspunde la telefon și nu știu... Mimozelor. Eu am serviciu chiar pe Mimozelor. Departe, cum ați procedat? Păi noi ne înțelegeam dinainte. Știu, asta arătați fără vorbe exact cum ați făcut. Thank you.
Apropo, ați putea să-mi spuneți și mie când ați fixat nunta sau nu? Nu lăsați, n-are rost. Bine, lăsăm, lăsăm, sigur. Dar până una alta, și îmi pare foarte rău că trebuie să vă spun chiar eu, voi intrați precis ca tăinuitori, voi băieții, iar ele intră pentru excrocherie. Problema e alta, durata. De data asta mă tem că o să țină mai mult. Tribunalul ar ține seama de părerea noastră dacă am primit și noi un concurs. Tot ce doriți. De pildă, logodnicele dumneavoastră să ne pună la dispoziție schema de organizare a asociației și adresele membrilor. E un fleac, ce mare lucru. Auzi, fete, nu are rost. 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 Da. Fetele noastre lucrează ireproșabil, lucrează curat. Tot dispozitivul tehnic ne privește pe noi. Ei, nu mă luați așa că nu-i prima oară când lucrăm împreună. Sigur, n-aveți nicio grijă. Un moment că vine cineva. Ah, voi erați, poftim înăuntru. Cum v-am spus, n-aveți, domnule, nicio grijă. Suntem foarte ocupați. Suntem la sfârșit de semestru. Cine el? Nu, pentru că nu poate cumula totul dintr-o dată. Da, dar așa cine sunt? Ar fi cazul să ne prezentăm. Tovarășul Maior Dobrescu, capitanul Parait, sergentul major Cristoloveanu, de la miliție. Nu vreți să mergem la ora coritoare? Ceva rece, undeva? Cu plăcere. Un whisky? Prea tare pentru mine. O bere? Prea slabă. Atunci? Un Borbis. Un Borbis. Dumneavoastră nu cunoașteți pe soția mea. Cunoaștem și noi problemele astea. Ei am povestit că au intrat hoții noaptea peste mine și mi-au dat în cap. Uite, acasă port un bandaj tot timp. Ingenioasă idee. Ingenioasă? Penibilă, domnule. Cam ce-ați vrut dumneavoastră de la noi, tovarășe Vărâncescu? Tovarășe capitan, eu vă mulțumesc că ați prins hoții, mi-ați înapoiat lucrurile, bani. Dar acum e vorba de nevastă mea, domnule. Adică? Adică nu vrea să creadă că n-am avut nimic cu aia. Vă jur, am dansat odată cu ea atât. Ați vrea deci să venim la soția dumneavoastră cu dosarele, să-i arătăm... Da, să citească, să vadă că n-a fost nimic între noi. Îmi pare rău, însă, să știți că astea sunt secretele muncii noastre și, pe urmă, vă mai spun ceva, vă fac așa o confidență. Să fac și la noi avansări, poate îmi pune și mie, știți. Dar parcă spuneați că aveți o relație foarte importantă. Tovarăș general sau... Nu-i general. Ce general, domnule? Colonel sau... Colonel. Major, capitan locotenent, nu. Plutonier, domnule, sectoristul nostru. Nevastă mea îl cunoaște, de câte ori plecăm la mare, roagă ca să aibă grijă de casă. Asta era, de ce nu-mi spune asta? Două whisky-uri. Nu, nu, nu. Rămânem la Borbis. Borbis. Mutre noi. Nu mai mutre noi. Și dumneata ești nou. Haide. Nu mai mutre noi. Nu vă supărați. Nu știți la ce ore prima lecție de educație? Educație fizică. Cetățenească, mă. Nu, sunt cu mine, dumnealor. Astăzi, după amiază, la ora 5 fix. Ne puteți da bibliografia? Ca să